Bună seara și bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Raportul de Seară. În primul și în primul rând trebuie să-i urăm multă sănătate colegului nostru Valentin Chidoveț. Dar asta nu înseamnă că emisiunea se oprește aici. Nu, mergem și încă o dată nu e nimic grav, stați să știți. Dar despre sănătate vom discuta în această seară, mai bine zis despre starea de sănătate a județului nostru. Și cum credeți că am putea, dacă nu mai bine, alături de președintele director general al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, domnul Cristi Vlorțu. Bună seara, bine ați venit alături de noi. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor. Dumneavoastră, mulțumesc pentru invitație. Domnule președinte, director general, domnule director, că e mai simplu să vă spun așa, sper că nu știrbesc cu nimic din calitatea pe care o aveți, dacă am să mă adresez în continuare în acest fel. Domnule director, suntem ce mai într-o zi importantă, că până la urmă e joi 26 octombrie și trebuie să spunem Chitco mai târziu pentru unii, la mulți ani tuturor celor ce poartă numele de Dumitru, Dimitrie și așa mai departe. Parte, plus toate derivatele posibile. Așadar, la mulți ani sincer din partea noastră. Dar având în vedere că încă un pic și încheiem luna octombrie, mai avem două luni din an, cred că putem face un bilanț al anului 2017 și ar fi cazul să aflăm pe unde stăm, pentru că vedeți dumneavoastră sănătatea e una dintre cele mai aprinse și cele mai problematice din societatea noastră. Nu de puține ori s-a cerut procent de cât 6% din PIB pentru sănătate, 6% pentru educație. Guvernul ce a pornit la începutul acestui an 2017 a spus că se poate declara. Dom'le, începem cu sănătatea. Și au apăsat pedala de accelerație în ceea ce înseamnă sănătate pe acest an. Vreau să vedem în cifre cum arată acest lucru și care este starea de fapt, comparativ, de ce nu cu 2016 și așa mai departe. În primul și în primul rând suntem deja cu 3 trimestre. Cred că bilanțul îl puteți avea în clar cel puțin până în septembrie. Exact. Pentru primele 3 trimestre avem încheiate situații financiare și putem să detaliem un pic din activitatea casei până la sfârșitul lunii septembrie. Într-adevăr, sănătatea este o prioritate națională, un punct nevralgic și foarte important, aș putea spune, în sistemul guvernamental și nu numai, e o prioritate pentru că având o stare de sănătate de care ne îngrijim cu toții să beneficieze de servicii cât mai bune și de calitate, oamenii fiind cât pot avea grijă de sănătatea lor și dacă sunt sănătoși, aceștia pot să-și desfășoare activitățile și pot beneficia de un trai, de un nivel de trai mai bun. De aici cred că și strămoșescu sau strămoșească o rare sănătate, e mai bună decât toate. Exact. Bineînțeles că pe noi ne interesează cifrele și o să vrem să detaliem tot ce ați pregătit dumneavoastră pentru această ediție a emisiunii Raportul de Seară, dar aș vrea, dacă vom reuși să facem emisiunea asta și pentru cei de specialitate care cu certitudine ne urmăresc la ora actuală pentru că sunt foarte interesați de ceea ce se întâmplă, dar și pentru toți ceilalți cetățeni care poate nu înțeleg câteodată care este rolul Casei de Asigurări în toată această ecuație. Pentru că e destul de simplu, dar totodată e și destul de complicat ceea ce se petrece. Exact. Haideți să pornim din punct cu partea asta mai pe înțelesul tuturor. Care este rolul Casei de Asigurări de Sănătate pentru pacient, prestator de servicii? Deci, cine ar mai fi în lanțul ăsta? Este Casa de Asigurări de Sănătate, care este interfața, practic,
noi reprezentăm interesele asiguraților și încheiem contracte, iar prin derularea acestor contracte, persoanele asigurate de la nivelul județului beneficiază de servicii medicale. Încheiați contracte cu prestatorii de servicii. Cu furnizorii de servicii medicale, exact. Cu ăștia fiind spitale. Spitale, farmacii. Medici de familie, medici din ambulatorii de specialitate, laboratoare de analize medicale, centre de radiologie și imagistică medicală, asistența medicală stomatologică, recuperarea medicală, îngrijiri medicale la domiciliu, furnizorii de dispozitive medicale, furnizorii de transport medical neasistat, pentru că ambulanța de stat nu mai este un contract cu Casa de Asigurări, finanțarea acesteia fiind derulată prin DSP, prin Ministerul Sănătății. Practic, sumele sunt de la bugetul de stat, iar prin Direcția de Sănătate Publică li se alocă ambulanței județene sumele necesare pentru transportul persoanelor. A spus că nu mai, deci ați scăpat de o bătaie de cap, ca să spunem așa. Nu, neapărat. Cât Casa de Asigurări. Într-adevăr, aveam contract și cu ambulanța publică, dar modificându-se prevederile legislative, au trecut în subordinea sau în direct. Finanțarea directă prin Ministerul de Sănătate Sănătății Publice, deci Direcția de Sănătate Publică încheie practic contractul cu serviciul de ambulanță public. Noi avem la nivelul județului un furnizor de servicii de transport sanitar neasistat, un furnizor privat de transport medical. Am înțeles, cred că știu despre cine e vorba, dar nu spun ca să nu se considere că e publicitate gratuită. Așadar, e vorba de pacient sau asigurat, cum spunem asigurați. Noi. Da? Și Casa de Asigurări de Sănătate percepe banii de la asigurați. De la gestionează fondurile. Gestionează. Ăsta e termenul. Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, care se este constituit din contribuția asiguraților care beneficiază de asigurare cu plata contribuției, contribuția angajatorilor pentru persoanele salariate, contribuția de la bugetul de stat pentru categoriile de asigurat care beneficiază de asigurare cu plata din alte surse. Mă refer aici la șomeri, la cei cu venitul minim garantat, asistații social. Și pentru a constitui întregul Fond Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, de o bună bucată de timp, de câțiva ani, sunt necesare și fonduri de la bugetul de stat pentru a echilibra diferența între cheltuielile efective din sistemul de sănătate și veniturile și banii încasați din partea asaltă. Da, am parcurs în bună măsură această primă parte a emisiunii. Luăm câteva minute de publicitate și intrăm pe cifrele anului 2017, pe care, bineînțeles, ne le va prezenta în cadrul emisiunii de astăzi a raportului de seară președintele, director general al Casei de Asigurări de Sănătate, domnul Cristi Blorțu.